Să mai am ce să spun, o să spun că observ o evoluție, o creștere, vorbim creștinește, o creștere a acestui grup, care a început, într-adevăr, să dialogueze și care fiecare își aduce aportul și niciun aport nu este de neglijat. Acum stăteam și încercam, zic, dacă ar fi Părintele Galeriu, când se făceau aceste întâlniri, chema un conferențiar, lăsa discuțiile și la sfârșit făcea rezumatul. După discuțiile din această seară, cred că și Părintele Galeriu, bătrânul și înțeleptul, i-ar fi fost greu să facă un rezumat. Mie vă dați seama cum e cu neputință. Dar atât de bogat a fost aportul fiecăruia. Adică, acum nu mă aleg așa cu ce a spus domnul Prepeliță cu domnul Munteanu, care ne-a adus în față acest punct de vedere care arată că Academia e vie, Academia Română. Se pare că, momentan, războiul principal pe care îl pierdem este războiul de neam, adică războiul de păstrare a neamului. Pentru că dacă ne uităm la câți oameni au plecat în străinătate și eu mă duc de două ori pe an la niște hramuri prin străinătate și văd cum sunt cu oamenii noi ca noi, dar copiii noștri nici nu mai știu românește, deci așa, iar ai noștri știm foarte bine că se duc la școală și preferă să învețe engleză și altceva decât să învețe istorie. Deci este un război împotriva neamului pe care trebuie să-l contracarăm. Iarăși venea un gând la un moment dat, când s-a discutat despre faptul că suntem, că ținta nu suntem noi, ci copiii. Sunt câteva aspecte care s-au pus în discuție aici, care pe copiii noștri nici măcar nu le-ar interesa. Deci chiar dacă am avea limbajul cu care să le transmitem ceea ce vrem, s-au uitat la noi și zice, bun, dar nu mă interesează. Adică ei sunt, e foarte greu să-i mai, să, chiar dacă folosim canalele de comunicare, limbajul către ei trebuie să fie foarte bine gândit și cred că dacă suntem aici, e bine să luptăm și pentru asta, să găsim un limbaj în care să vorbim cu ei. Pare, e un pic arid discursul meu, ajung imediat și la semințe, la lucrurile mai importante. Și cred că, ca să nu vă mai țin răbdarea mult, vreau să închid de vreo 3-4 zile, mă macină un gând. E curios că am folosit verba măcina, pentru că era chiar vorba despre maciniști. Am pus întrebarea asta de vreo câtorva oameni. De ce credeți că se folosește în cultul ortodox pâinea și vinul pentru, în cultul creștin ortodox, pâinea și vinul pentru Sfânta Împărtășanie? Putem să spunem pentru că le-a folosit Hristos. Da. Dar de ce le-a ales Hristos? Pentru că sunt două produse, să zicem, alimentare la bază, care se realizează prin strivire, prin sfărâmare. Și mai ziceam, la teasc mai e cum mai e, dar acolo să te vezi ce faci între cele două pietre de moară când ajungi. Adică, vedeți, când ați spus aici că noi nu ne pierdem, păi nu ne pierdem nădejdea, pentru că noi știm ce trebuie să devenim. Și fac aici o paranteză, vă trimit la Sfântul Ignatie Teoforu, care le scrie romanilor pe drumul care se ducea, zice, romanii vreau să-l salveze. Știți, probabil, și lăsați-mă să devin făină în dinții fiarelor ca să mă fac pâine bună lui Hristos. Asta e drumul creștinului. Adică, atunci când vorbim, acum scurtez foarte mult discursul legat de acestea, când vorbim despre poarta cea strâmtă, să știți că poarta cea strâmtă este distanța între cele două pietre de moară, care se învârte. Deci singura cale pentru a ajunge acolo unde avem de ajuns, adică să fim pâine lui Hristos, este să trecem printr-o lume care să ne sfărâme. Deci nu ne tem. Doar că încercăm să aducem cu noi cât mai multe boabe de grâu ca să fie pâinea cât mai mare. Cam asta este rostul vieții, rostul lucrării noastre aici.
Și deja în seara aceasta am simțit așa cum boabele de grâu participă. Cu adevărat, adică am fost cu zona ideologică, doamna Cristina ne-a dus foarte într-o realitate foarte... sincer, parcă m-a izbit autobuzul când ați vorbit, să știți, așa am simțit. Că e o realitate care curge sub ochii noștri, de care nu avem idee. Dar mai este un lucru mai adânc decât toate. Ați vorbit despre nevoia de comuniune. Acea nevoie de comuniune este cea care îi va salva pe toți. Noi dacă vrem limbajul de transmis, oriunde ar fi, este doar limbajul iubirii și al unei comuniuni pe care noi înșine mai întâi trebuie să o trăim cu Dumnezeu și între noi. Și orice îi se va spune unuia pe internet, când va intra în contact cu unul dintre noi, va vedea că nu e așa. Pentru că el strigă după comuniunea cu Dumnezeu mai mult decât după orice. Ca fiecare dintre noi o caută uneori aiurea. Dar până la sfârșit noi ne dăjduim că o va găsi. Vă mulțumesc foarte mult pentru această seară. Chiar dacă a fost un maraton în seara asta. Vă așteptăm anul viitor de acum. În 2020. La următoarele întâlniri pe care o să vi le comunicăm. Și ne dăjduim să fie de folos.